Bun găsit! Formația Zdob și Zdub a fost înființată în 1994 în Republica Moldova. Ca stil, trupa combină hardcore-ul și folclorul românesc moldovenesc într-un mod unic și elegant, oferind un show live spectaculos, pe care singur îl intitulează etnoroc. Dar regăsim și hip-hop, drum and bass, jungle, punk, de fapt o combinație originală, în care se întâlnesc intensitatea urbană și spiritul rural. Deși provin dintr-o țară mică din Europa de Est, în curs de dezvoltare, creativitatea lor, devotamentul și diligența au dus la formarea unei discografii interesante și le-a deschis calea spre cele mai bune scene ale Europei, astfel că au concertat în peste 20 de țări europene. Dar asta nu e tot. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a concertat în deschiderea unor formații cu renume mondial, precum Red Hot to Chili Peppers, Emir Custurița și No Smoking Orchestra. biohazard, rollins band, range against the machine. The Garbage, Fun Loving Criminals, Linkin Park. Specificul muzicii se transmite și prin videoclipurile lor, aproape 20 la număr. Mai trebuie spus că muzica formației a fost apreciată în cadrul mai multor concursuri, de exemplu Eurovision 2005, unde Zdob și Zdub au ocupat locul 6, dar și de diverse televiziuni, printre care și MTV Europe, reviste și posturi de radio, toate contribuind la colecția de premii. Formația din Republica Moldova are o vară plină de concerte. Pe 17 iulie va concerta pe arena națională în deschiderea finalei Cupei Ligia de Plast. Participă la turneul sărbările Timișoreana, iar la Reghin vor concerta în cadrul zilelor Municipiului Reghin, duminică 24 iulie.